Cred în educație, în educație fizică și sport. Cred. Cunoștințe privind regulile de joc, pași și dublu dribbling, basket. Tema se adresează clasei a 5 -a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competenței specifice 3-2, manifestarea pe parcursul activităților a atitudinii de respect față de regulile stabilite. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5-a, -a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice baschetului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, oprirea într-un timp, driblingul, aruncarea la coș cu una, respectiv două mâini, pivotarea, poziția fundamentală în apărare, deplasările cu pași adăugați, lucrul de brațe și jocul de picioare, demarcajul, marcajul, depășirea, apărarea om la om în apropierea coșului propriu, așezarea în atac în potcoavă, acțiunea tactică dă și dute, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc fault, pași, dublu dribling și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză basketball, basket coș, ball, minge. Minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecare echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului No Charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coș. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul. Are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o mince de basket are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Abateri. Regula 5 din regulile oficiale ale jocului de basket. Regula pașilor și regula dublu dribbling Este o încălcare a regulilor și, ca sancțiune, mingea va fi acordată adversarilor pentru o repunere în joc de la locul cel mai apropiat de cel al infracțiunii, exceptând zona aflată în spatele panoului. Regula pașilor Pivotarea este mișcarea regulamentară prin care un elev care ține o minge vie pe terenul de joc pășește cu același picior odată sau de mai multe ori în orice direcție, în timp ce celălalt picior, numit picior pivot, este menținut la punctul lui de contact cu podeaua. Dacă un elev care a prins mingea aterizează pe un picior, el poate pivota utilizând numai acel picior. Pentru începerea driblingului, piciorul pivot nu poate fi ridicat înainte ca mingea să fie eliberată din mână sau din mâini. Pentru a pasa sau arunca pentru un coș din acțiune, elevul poate sări de pe piciorul pivot, dar niciun picior nu poate fi repus pe podea înainte ca mingea să fie eliberată din mâini sau din mână. Un elev care prinde mingea în timp ce înaintează sau după terminarea unui dribling poate face doi pași pentru a pasa sau arunca mingea la coș. Dacă, după primirea mingii, un elev începe driblingul, el trebuie să elibereze mingea înainte de a doua sa pășire. Un elev nu poate atinge podeaua consecutiv cu același picior sau cu ambele picioare după terminarea driblingului sau câștigarea controlului mingii. Un elev care prinde mingea în timp ce înaintează poate face 2 pași pentru ca să se oprească. În acest caz, eleva face mai mult de 2 pași și echipa este penalizată cu abatere. Pași. În cazul în care un elev căzut, întins sau așezat pe podea, este regulamentar când un elev cade și alunecă în timp ce ține mingea în mână sau în mâini, sau dacă el câștigă controlul mingii când este întins sau așezat. Este o abatere dacă apoi elevul se rostogolește sau încearcă să se ridice atunci când mingea este în mână sau în mâini. Avem și semnalizarea arbitrului pentru abaterea pași. Abaterea dublu dribling. Un dribling este deplasarea unei mingi vi pe terenul de joc provocată de un elev care controlează această minge pe care o aruncă, bate, rostogolește sau o face să sară pe podea. Un elev nu trebuie să dribleze a doua oară după ce a terminat primului dribling, în afara cazului în care, între cele două driblinguri, el a pierdut controlul unei mingi vii pe terenul de joc din cauza unei aruncări la coș, atingerea mingii de către un adversar, pase sau unui control slab când mingea a atins sau a fost atinsă de un alt elev. Abaterea dublu dribling se poate realiza pe loc. sau din deplasare. Dribbling s-a oprit, din nou dribbling, astfel încât elevul a produs abaterea dublu dribbling. Ea va fi sancționată de către arbitru. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, întrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație în educație fizică și sport. Cred